E bine și nu prea să fi vedetă primul român plecat să-și caute fericirea în Marea Britanie. După ridicarea restricțiilor de pe piața muncii, se plânge că și-a pierdut jobul din cauza jurnaliștilor prea insistenți. Nu este disperat pentru că are deja alte oferte. E supărat însă că ziariștii din regat îl hăituiesc și strică imaginea românilor. În goana după senzațional, trimișii speciale ai publicațiilor britanice au descoperit că românul a fost condamnat acum 2 ani în țara sa natală pentru că și-a bătut iubita. I go to work. Tomorrow I work. You have a job? Yes. Wash car. Nu știu cum o ajuns să fie vedetă, că l-am văzut pur și simplu la televizor. Minunea lui Victor a ținut ca orice minune, doar 3 zile. Faima câștigată peste noapte l-a făcut șomer. Aș putea să spun că nu mai am locul ăla de muncă din cauza plecei, din cauza Daily Mail, din cauza la The Sun, pentru că au venit acolo și au făcut poze și patronul a fost foarte nemulțumit și m-a dat afară. Pe lângă faptul că l-au lăsat șomer, jurnaliștii au scormonit românului și în trecut. Au scos la iveală că a avut o relație cu năbădăi cu o fostă iubită, ar fi bătut-o. A fost condamnat pentru asta la 35 de zile de închisoare și plata a 3.000 de lei, daune morale. Tânărul n-a făcut un secret din asta. Ba chiar i s-a confesat bărbatului care l-a angajat ca cioban în Sibiu. Eu povestesc că a fost prietena lui și l-a scuipat și el a pe urmă a fost ceva discuții între ei, mă tem că o și bătut până la urmă. Nu, asta știu de la el. Dar mai mult. Am avut o relație ca de vreo câteva luni în care a văzut că aveam niște bani și s-a gândit că dacă mă dă judecată poate să scoată mai mulți bani de la mine. Consătenii din bănie nu au decât cuvinte de laudă la adresa lui Victor. E foarte cum să cade omul, nu a făcut rău la nimeni absolut și nevasta, soția lui cum să cade. E un băiat de nota 10 și vede de treabă, de familia lui, de gospodăria lui. A lucrat pentru mine. Mi-a reparat o bucătărie, deci nu cine știe ce lucru mare, dar foarte bun muncitor și politicos. Victor e supărat pe britanici că îi construiesc o imagine falsă și odată cu reputația lui o strică pe a tuturor românilor. Nu o să vezi niciun englez într-o spălătorie, nu o să vezi niciun englez care să măture pe străzi și niciun englez care să stea 16 ore ca taximetrist.